Bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu o mașină modificată, trântită la pământ, cum ne place nouă, ca să zic așa. Haideți să vedem despre ce e vorba astăzi, că toți suntem la piscină, cu lacul pe fundal, mai facem și o baie, mai vedem și o mașină. Hai să vedem! Să-l invităm alături de noi, în platoul nostru de astăzi, pe Adrian, care a plecat de la Opel și a ajuns la BMW. Nu? Nu, dar n-ai plecat. Ba da, Calibra. Nu mai contează. Calibra a fost nu mai de mult. Era da. Cum? Păi, cum? Îmi doream o mașină veche. Avea Ascona, spate, turbo. Și același lucru am căutat. Ascona, problema ei era că nu era apreciată, fiind Opel. Hei, terbui, băi, știu, am avut. Nu avea nicio valoare. Mi-am dorit tot o mașină veche, tot tracțiune spate, tot în două uși. Am încercat cu un Opel, cu un Mercedes Cobra Coupe. Da, chiar bravo, am uitat total de el. Da. Ce înseamnă? O mașină foarte frumoasă, doar că foarte complicată pe mecanică și am renunțat la idee. Și am găsit chestia asta care mi-a plăcut mult. Doar că a trebuit să schimb cam toate piesele pe exterior. A fost o bază bună pentru că fusese recondiționată cu 7-8 ani în urmă, fusese ținută în garaj, omul n-a avut timp de ea și pentru asta a vândut-o. Eu stăteam și mă gândeam acum că tu ai zis că ai avut un Mercedes Cobra și ai încercat să-l faci, adică să-l restaurezi. L-am cumpărat pentru că era bun la preț și pentru că mi-oferea ce căutam, doar că... O tablă bună căutai? Da, o bază bună, evident. Bază bună care înseamnă tablă bună, nu neapărat... Tablă, nu, mecanică știm bună. Cu toții, mecanica o faci, o schimbi, oricum motorul aveam de gând să-l schimb. Bun, și ai spus că era foarte complicat, adică eu trag aici niște concluzii și te întrerup din poveste că n-avem foarte mult timp și mă înjură lumea, dar trecem peste, ne-am obișnuit de 4 ani. Contează atât de mult mașina pe care vrei să o modifici, să o restaurezi, să o faci cum vrei tu și felul ei cum e construită și cât de ușor se poate repara? Contează și chestia asta sau pur și simplu îți alegi o mașină cum, după cum îți place ție? Uite aia că e cu roșu. Acum uite... cu bani poți să faci orice, știi și tu. Cu bani? Bani, că da, nelimitați vorbim, și așa da. Visăm. Nu, lucruri realiste. Vorbim de bani? Despre ce sumă vorbim aici? Undeva peste 20.000. 20.000 de euro? Nu cred că sunt la îndemâna oricui să-i bagi așa într-o mașină. Nu ai 20.000 cash și te apuci și modifici în mașina. Timp. Faci în timp. În timp. Mie okay. Mi-a luat vreo 3 ani, 2 ani. 2 ani, ok. Da. Am bățit-o de vreo 3 ori până am ajuns la un rezultat cât de cât acceptabil. Chirurgia, repet, nu a fost nevoie pentru că mașina fusese deja recondiționată, are pragurile originale, are pasaje originale, dar mecanica, din punctul meu de vedere, trebuie să fie simplistă, de asta îmi și plac mașinile vechi și de-aia merg pe varianta de mașină veche, ca să nu mă complic cu bascule, cu diversi pivoți, cu frâne, cu... na. Pe o mașină veche, în general, poți să adaptezi diverse chestii și asta, ca și Opel-ul, are piese de, nu știu, de la Opel, la Honda, la ce s-a mai găsit prin garaj și ce s-a potrivit și ce adaptări mai trebuie să faci, pentru că, știi, sau ce puțin eu sau tu sau noi, în general, oamenii care își fac niște mașini, vor să și meargă cu ele, să se plimbe și să aibă cât de cât niște frâne, o direcție, un aer condiționat, hai să vorbim despre asta direct. Avem un BMW, ce este? Seria 3? Seria 3, 315 la bază. Cum 305? Așa? 1.5? Da, Euro 6, gen, 5, turbo, 1.6, 3 pistoane. Avea carburator mai mic. Bun. Deci este un seria 3, 15, 1.6, deci da, era de atunci o modă. Avea vreo 75 de căi. Avea. Mașina mergea bine. Mergea. Am pornit de la început cu ideea de a face o mașină de plimbare, să mă bucur de ea, să ajung pe unde îmi doresc să ajung cu ea.
Da, că tu te plimbai și cu ascună, adică... Da, da, mergeam zi de zi. Pe câmp, pe dealuri, da, 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 pe campinguri, da, și adică a fost forestier, folosită mașina, da, ceea ce e foarte bine. Păi na, este până la urmă consider că da, o faci, adică... Ce motor avem aici? Un motor de 3.6, 1.8S, toată lumea știe. Toată lumea. Mi s-a tot recomandat și oricum nu voiam în 6 cilindri pentru că ar fi fost prea grea de bot și ar fi devenit un fel de ciocan, așa, știi? Câte chile are dânsa? În jur de 1000 până într-o 1100, nu știu, exact, n-am cântărit-o. N-ai cântărit-o așa, da, poate, da. În talon, da, are în jur de 1000, nu mai știu exact, 1050 ceva. Bun, am modificat ceva în față. Am schimbat farurile, eu când am luat-o avea 4 faruri, am pus 2 pentru că mi se pare că arată mai retro. Ok. De diferență de ani? Asta e probabil primele modele au avut? Nu e diferență de modele. De opțiuni? De 6 cilindri în general a fost și cu proiectoare și cu far mic, far mare și cu 2 faruri mici și mai multe feluri. Ok. Faruri pătrate, oare? Nu. Ba da, au fost pe Typhoon. A fost, dar e oribil. Băi, oribil pentru tine, îți dai seama, da, că numărul le place, știi? Mașina așa, fiind ultimul an de fabricație, este făcută pe o caroserie de 6 cilindri, deci mi-a rămas loc de radiatoare. Roțile sunt făcute custom din roți originale. Deci am terminat cu botul, mi-ai zis de faruri, mi-ai zis așa că ai modificat, buza aia jos acolo... Buza, e... nu. Buza este originală, deși eu când am luat-o, am luat-o cu... fustă de non-facelift, nu știu cum au pus-o oamenii aia. Da? Au pus-o cumva, da, au prins-o acolo. Greu am găsit o fustă de facelift prin Germania, cu intervenții, trimit-o prin nu știu ce curier, whatever. Și cam asta ar fi cu fața. Asta ar fi cu fața, bun. Ride și ziceam că tu ești fan pentru că o folosești pe drumuri, da, grele. Da, exact. Să zicem așa. Merg cu ea, adică... și vreau să merg oriunde, adică dacă plec la munte și dau de un drum mai greu, vreau să trec, nu să stau, să mă întorc. Ai confortul că poți să-ți reglezi garda la sol, să zicem. Da. E merg confortabilă oricum, pe drum? Și merg, nu țin cont de gropi, de linie, de tramvai, îmi place să meargă mașina, consider s-o că da, folosi. Aia da. N-a fost complicat, nu pot să zic că a fost complicat, decât pe față unde nu coboară și e destul de cunoscută schema, a trebuit să modific un pic cadrul motor. La fel l-am făcut într-o seară, că n-aveam încotro. Pe spate a coborât așa cum o vezi. Ok. Nu știu de ce să spun. Suficient de coborâtă, de jante spunem, da. De jante. Jantele... Sunt custom? Sunt custom. Okay. Am plecat de la o idee, văzusem pe internet făcute, doar că toate erau făcute cu hardware de RS, de BBS, iar BBS-ul la interior are diametru central mai mare și mă puteam folosi de buza originală a jantei, regăurită, mă rog. Redrill. Nu redrill, găurită pe buze, da, că totul ca să pot să fac prinderile, știi? Nu. Și am zis, țip, am găsit jante, am găsit buze și barrel-uri, doar că buzele și barrel-urile sunt de ceva ACT, wheels. Și am aflat că nu sunt diametrele la fel ca la BBS și a trebuit să fac o invenție, să sudez un inel de centrare, să modific spițele, dar sunt mulțumit că a ieșit ceva mai inedit. Adică ai modificat aici, vrei să-mi spui. Da, da, da. Nu mai au vede, și alții vede foarte bine. Da. Și pare buza mai mare, uh-huh. Deși ea este de 1 sau 1.5, nu mai știu exact. O ținem cu crom așa, stilul crom, nu? Cromul e viața mea. Cromul, nu? Deci nu negrim nimic, nu? Crom. Negrim, dar nu ce e cromat. Urmează să-i fac un ce? Praguri? Praguri exclus? Nu, deci praguri niciodată, eu zic să-i... Deci să spuneți, vă rog, în comentarii dacă mașina merită să aibă și ea niște praguri, da, frumoase, false, să zicem, decât...
conserva. Conserva, acolo, fundul de conservă. Bun, părerile sunt împărțite și e normal să fie, pentru că gusturile sunt pentru fiecare altele. Zine de interior. Mai bine vă zic de frâne. Zine de frâne. Frânele pe față, discuri de 3-2-3 ventilate, cu etrier de ceva Lotus Celan de prin 90. Da, nu te gândi că nu e cine știe ce mașină. Da, vreo rachetă, da. Pe spate, discuri tot de 3-2-3 neventilate, cu etrier de Skoda Golf 4, toată lumea știe rețeta, o frână de mână pe plăcuță și e mai simplu de adaptat. Ok. Avem servo direcție electrică de Corsa C. Ok. Deci nu hidraulică. Nu. Electrică. Electrică full. Cu reglaj. Asta e șmecheria lui Adrian. Se poate regla, da, intensitate. Adică cât de dur să fie volanul. Se întărește volanul la viteză. Nu, nu se întărește. Nu. Că ar trebui încă un calculator care să știe viteza mașinii. Are un potențiometru și pot să reglez eu manual. Tu manual. Ok. Roll cage-ul este de 30. Desfăcut complet, resudat pentru că era groaznic. Vopsit. A trebuit modificat ca să intre nu mașina sau doar nu era executat? Au trebuit făcute doar prinderile de jos aici pe podea. Pe oale sunt prinderile originale. A trebuit desfăcut pentru că era sudat strâmb, efectiv. Adică era stătea strâmb în mașină. Ok. Bancheta e originală, scaunele sunt găsite greu. Cu greu și a fost... Recaro sunt, nu? Da, sunt Recaro LXB. Pe nu știi, nu te interesează. Cred că au fost și pe Opel și... Probabil. Da, sunt foarte frumoase, îmi place și modelul de tapiserie. Ai aici niște ceasuri suplimentare de presiune pentru de aer. Pentru Air Ride, da. Aici e modificată, că nu aveam unde să pun ceasul. Ce faci ăsta? Mi-am făcut un suport. Ăla este pentru centuri. Centuri? Centuri care, da, au deblocare electrică. Nu știu dacă... Nu mă așteptam niciodată. Dar mi-a plăcut și mi-a plăcut ideea. Da. Că da, vrei să te dai cu scaunul mai în față, dai de butonă și te dai, nu, corect, blochezi centura. Da. Sau ți-ai pus centura și vrei să ajungi la perechea de ochelari și e destul de țigări și nu te trece prin tetieră și se agață, are un plastic acolo. Nu. Păi poți să ridici tetieră sau nu poți? Să lași ba, da, spațiu. Dar vezi seama, se freacă de tapiseria scaunului. Nu e... Se freacă? Da. Pune-i purezi. Adică, am pus niște din astea sigilatoare. Ai de făcut și asta, mă gândesc, nu? A făcut tot interiorul, fețe de uși, plafon. Bordul arată, tot. Are niște crăpături. Mocheta este vopsită, a fost albastră. Am făcut. Cum ai vopsit-o? Am vopsit-o cu spray. Cu spray efectiv? Cu spray efectiv, am mai făcut și știu că ține. Ba, am mai auzit de tehnica asta, da, și n-am crezut. Da, da. Dar vopsiți mocheta cu spray-ul că e bombă. Ține. Și la pistol, am făcut din crem roșie și a ieșit la fel, impecabil. Incredibil. Până să vedem cum merge mașina pe stradă și așa, am niște întrebări de la fani, yeah, la care vreau să răspundem foarte repede. Repede. Oh. Da, bun. Și acum super întrebările de pe pagina noastră de Instagram. Am pus un story acolo și am întrebat pe oameni unde o ține și cum doarme noaptea. Păi unde o ține? Am parcare la bloc. E la bloc. La, afară. Da, în fața blocului. Singura mea teamă e că se mai joacă copilașii pe acolo cu mingi. Da, o să văd. Dacă te dai, ne întreabă cineva, dar de data asta sunt eu la volan și suntem parcați la piscină. Dacă ar repeta experiența de a recondiționa o mașină singur și ce mașină ar fi? Băi, da, am zis că da, nu pot să trăiesc. Tu știi bine că am mai avut, am mai făcut, am vrut să renunț, am vândut, am luat-o de la capăt. Cu mașinile e boală grea. E boală grea ca și cu pescuitul. Ca și cu pescuitul. Ultimul preț. De ce această culoare? Răspunde la întrebare, la hai! Culoare. Păi, de ce? Pentru că Ascona a fost foarte închisă la culoare. Așa, și aveam tot închis, timpul, da? Probleme cu treaba asta, că se vedea orice pe ea, și am vrut o culoare deschisă, am vrut o culoare așa mai de vară, de plimbare, de... având în vedere că mașina este folosită mai mult vara sau doar vara. Când pune turbo, cam un pariu cu el. A, da. Asta e pascul. Cât consumă? Consumă până în 10, 8 acum. Cum sper, am schimbat grupul din cauza asta. Cum a fost experiența la Ultra Race? Da, a fost foarte mișto, mai ales drumul, pentru că am plecat de pe elevator direct la Ultra Race. N-am apucat să o probez și am stat cu ochii pe ei. Am făcut schimbul de ulei în Ungaria, că trebuia să-i fac rodajul.
A fost mișto. Câți cai putere are bijuteria asta? 140. Vrei 15.000 pe ea? Nu, 20. Culoarea e ou de rață de pe Dacia? Nu, este de pe Ford F100 sau Thunderbird din 56. Dacă are o asigurare mai specială în caz că intră cineva în el? Există din ce știu, dar nu am făcut-o. Cât prinde la oră? Până acum 110. Și ultima întrebare, ce înseamnă restaurarea mașinii până la urmă, de la găsirea pieselor de fabricare la rezultatul final? Bă, eu zic că înseamnă în primul rând să te pricepi. Adică nu mă laud că mă pricep eu, dar cred că trebuie să ai habar, pentru că altfel e posibil să fii păcălit, e posibil să plătești de 7 ori, plătești de mai multe ori aceeași operațiune și așa mai departe. Trebuie să fii pasionat și puțin cunoscător și să ai să și... Să te interesezi, să stai să te documentezi, fiecare da. Mașină are chichițele ei, problemele ei, soluțiile ei și cum, atunci... Cum ai făcut de ai pus aer condiționat? E ultima întrebare. Cum am făcut? Cum ai făcut? Am luat un am modificat aeroterma originală care avea doar căldură, am scos caloriferul de căldură, am pus vaporizator de Corsa D pe care l-am tăiat, l-am modificat, l-am lungit, l-am scurtat ca să intre în aerotermă și este aerotermă originală cu vaporizator custom. Restul traseului, compresor, conductele sunt făcute custom, dar compresor, valvă de expansiune, uscător, toate sunt de 36, radiatorul. Ok. Electrica este făcută de mine, sudurile, evident, sunt făcute de mine. Poți să faci asta la orice mașină, oare? Nu aș zice că pot să fac la orice mașină, sau depinde de... Faci asta pentru clienți, oare? Oare? Fac, dar nu știu dacă-s pregătiți să plătească. Adică am avut la Ascona, de după ce a cumpărat omul, păi îi spun de ce. După ce a cumpărat omul Ascona, a vrut aer condiționat. Pentru că eu aveam un film și știam că da. Pot să-mi fac. Și a zis, păi nu-mi faci mie, păi nu-ți fac ție. Și cred că a costat undeva peste 3.000 de euro. Că a trebuit să refac aeroterma cu totul, să o fac din aluminiu. Și sunt 3.000 de euro când tu investești 20.000 într-o mașină și confortul pe care ți-l oferă aerul condiționat la drum, că tu, repet, vrei să te plimbi cu mașina, ce sunt 3.000 de euro? Îi strângi în 7-8 ani. Da, dar există soluții inclusiv la asta, adică găsești aer condiționat cu 1.000-1.500 de euro. Mie nu plăcea că-ți modifica jumătate de bord și trebuia modificată consola, mă rog, era altă consolă. La mașinile la care nu găsești aer condiționat sau poate sunt atât de vechi încât Da, deci apelați la Adrian pentru aer condiționat. Ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, sper că nu ne-am lungit, sper că mașina vă place și like, share și subscribe. Atât de simplu.